hotel de 5 stele, cameră dublă, 7 nopți de cazare, all inclusiv, bilete de avion și petrecerea de revelion. Totul pentru doar 150 de euro. Astfel de oferte last minute au invadat site-urile agențiilor de turism. Specialiștii atrag însă atenția. Ce-i prea frumos ca să fie adevărat, de obicei n-are legătură cu realitatea. Dubai, Egipt, Bulgaria. Cu 50% mai ieftine sunt vacanțele de lux în astfel de destinații. Vânătorii de chilipiruri care vor un revelion de 5 stele n-au așteptat sezonul reducerilor degeaba, dar discountul prea mare ar trebui să ridice semne de întrebare. Când găsim undeva o ofertă foarte, foarte mică și în restul agenților de turism sau pe restul site-urilor ofertele sunt sensibil mai mari și egale, aproximativ egale ca valoare, atunci iar ar trebui să ne întrebăm dacă nu cumva acea ofertă foarte, foarte, foarte mică e o ofertă care s-ar putea să nu fie onorată. Am avut cazuri în care oamenilor li s-a spus că locația respectivă este pe malul mării și ei s-au trezit că de fapt erau cazați la vreo 15 km de mare și că trebuiau să meargă în fiecare zi cu autocar sau cu mașina proprie până la mare. Înainte de cumpărarea unui pachet turistic last minute pentru trecerea dintre ani, este obligatoriu să citim toate clauzele contractului cu foarte mare atenție, să cerem informații suplimentare acolo unde avem dubii și să verificăm site-urile hotelurilor și restaurantelor pentru încă o confirmare că ofertele sunt reale. Trebuie văzut dacă avem absolut toate datele pachetului nostru turistic prinse în contract, adică transportul, cazarea, tipul de masă, tipul de hotel, transferul, asistența turistică. De-a lungul anilor am avut foarte multe sesizări după aceste excursii în străinătate în care se spuneau că masa de revelion a însemnat două măsline, o bucățică de brânză, un pahar cu șampanie și s-a terminat revelionul. Cei care au fost deja păcăliți de agențiile de turism pot depune plângere la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului. Dacă au noroc, pot recupera banii plătiți pe excursie.